Din anunțul făcut astăzi de doamna ministru, și nici din răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră, nu a fost clar care a fost motivul pentru care doamna Cantaragiu a decis să plece din guvern. Să știți că nu este despre plecarea doamnei Cantaragiu sau remanierile în guvern despre care se tot vorbește periodic încă de la începutul mandatului. Este vorba despre. Ceea ce facem noi pentru cetățeni, ca să fim alături de ei în această perioadă dificilă. Și vreau să spun că guvernul cu care am venit de la început de mandat era și este compusă din profesioniști integri, care, atunci când au acceptat această funcție, nu neapărat s-au așteptat la asemenea circunstanțe, la asemenea. Uh, crize suprapuse, perioade dificile, cu decizii care trebuie luate uh, rapid, uh, implementate rapid. Haideți să ne gândim la o persoană care are în vizor domeniul mediului, unde vorbim despre dezvoltare pe 30-50 de ani înainte, pe impactul asupra planetei. Uh, chiar dacă este un specialist bun, nu întotdeauna. Este un manager de crize care reușește, de exemplu, cu un program de uh, asigurare a cetățenilor cu lemne. Și uh, să știți că uh, eu văd această remaniere ca uh, într-o echipă de fotbal. Atunci când un jucător obosește uh, și este nevoie să ne mișcăm mai repede sau să schimbăm strategia, să uh, atacăm anumite probleme mai mult, atunci. Uh, facem o schimbare și dăm un suflu nou sau un impuls nou uh, într-un domeniu și în anumite priorități care trebuie implementate. Ce a obosit-o pe doamna Cantaragiu? Problema asigurării cu lemnia a cetățenilor? Asta a fost motivul care a determinat-o pe dumnei să plece? Uh, dumneavoastră ați văzut și explicația dumneai ei. Uh, a considerat că în acest moment ar fi mai potrivit să plece. Uh, ați văzut uh, și uh, ce a spus ea despre realizările, de exemplu, stația de epurare de la Soroca, despre care s-a tot vorbit de decenii, în sfârșit s-a pornit. Păi, uh, s-a pornit procesul pe, de ce a plecat. Uh, s-a pornit procesul pe gestionarea deșeurilor, dar uh, totuși uh, au fost anumite uh, greșeli sau uh, deficiențe de comunicare, dacă vreți în ceea ce privește uh, acțiunile la Molțilva, la asigurarea cu lemne de foc și apropo aici aș spune că nu este un subiect trivial, mai ales pentru această toamnă, pentru că noi avem 658 de mii de familii care se încălzesc cu lemne de foc sau la sobe. Doamna Cantaragiu, a fost rugată să plece sau decizia aparținând? Ați avut o discuție în prealabil cu dumnei? Am avut o discuție, decizia îi aparține. Am considerat că această decizie a dumneai sau cererea dumneai trebuie acceptată. Cine vine în locul doamnei Cantaragiu? Deocamdată doamna Cantaragiu va rămâne în interimat și avem mai multe candidaturi. Vom veni cât de curând posibil cu uh, candidatul... Uh, Puteți să ne uh, dați numele acestor candidați pe care aveți în... Nu, în voi veni deja cu... Când, când se întâmplă? Una. La următoarea ședință a guvernului? Uh, vedem cât de repede se pot ajusta anumite persoane, pentru că este vorba de. Deci, depinde de oamenii care urmează să dea Depinde de, de candidat, așa să spun. Păi sunt mai mulți sau e unul? Uh, doamna Rață o să... O să spunem atunci când este timpul potrivit. Eu nu știu dacă a fost vreodată vreun prim-ministru care să vină și să spună vorbesc cu cinci persoane, iată care sunt persoanele, că nu se face așa. Deci venim deja cu așa. candidatul care va ocupa funcția.